Vreau Dar să ne întoarcem la huntă, pentru că m-ați surprins cu termenul ăsta. Și vreau să discutăm de această huntă în prima parte a emisiunii. De ce spun asta? Pentru că o parte din această huntă a fost cumva adusă pe scena politică mare și de către dumneavoastră în perioada cât erați președintele PNL-ului. Și am să explic ce vreau să spun cu asta. V-am urmărit în ultima vreme declarațiile și am înțeles de la noastră următorul mesaj, că cel puțin două persoane v-au fost date la impuse atunci când ați făcut listele, inclusiv pentru parlamentari. L-ați nominalizat pe actualul ministru al justiției, Cătălin Predoiu, și l-ați nominalizat pe actualul premier al României, Nicolae Ciucă. Dincolo de aceste două persoane, de care, repet, asta spuneți că v-au venit la impuse, eu vă pot da cel puțin alte 5, 6, 7 exemple de oameni pe care noi, opinia publică, nu-i cunoșteam, dar pe care dumneavoastră i-ați făcut mari în politica mare și care acum sunt, zic eu, parte din ceea ce dumneavoastră caracterizați ca fiind huntă. Haideți să vi și spun ca să înțeleagă telespectatorii despre ce vorbim. Monica Anisie, fostul ministru al Pepsiglas, pentru cei care o cunosc. Pavel Popescu, președinte la organizația Sector 4. Cristian Băcanu a fost la sectorul 5, Eugen Pârvulescu de la Tellerman, Costel Alexe de la Iași, Liviu Voiculescu, Olt, să mai continui, sunt mulți. Sunt oameni pe care noi nu-i cunoscusem în politica mare până nu a venit Ludovic Orban președinte la PNL. E adevărat. Ei erau în funcții de conducere, cu excepția lui Pavel Popescu, care nu avea funcție de conducere și care era Monica Anisie. deputat de Timiș. Bun, depinde ce înseamnă funcții de conducere. Monica Anisie a avut de-a lungul, să spun, activității sale, poziții importante. Inspector școlar general, secretar general, secretar de stat la Nu Ministerul ministru. Educației. A fost ministru într-o E, conjunctură. oamenii ăștia, ca să închei eu și să vă dau cuvântul ca să explicați, au apărut cumva aduși pe scena mare de dumneavoastră, în echipa Nu este dumneavoastră. adevărat. Așa au apărut. Liviu Voiculescu a fost ales președinte după decesul președintelui PNL, În Olt, mandatul dumneavoastră de în președinte mandatul al meu de PNL. președinte, dar nu cu sprijinul meu. În ceea ce îl privește pe Pârvulescu, Pârvulescu a fost ales președinte în 2017 și Pârvulescu n-a făcut parte dintre oamenii pe care eu i-am susținut și pe oamenii pe care eu i-am promovat. Nu mi-l băgați mie Deci pe mie îmi transmiteți Pârvulescu. cumva că în perioada Nu cât mi-l erați băgați mie președinte, pe Pârvulescu, lucrurile nu erau așa la cheremă organizației. Dumneavoastră, organizațiilor. eu am fost un președinte democrat. Eu am fost un președinte care a lăsat membrii Partidului Național Liberal să-și exprime voința în alegerile la nivel județean, să-și exprime voința liber. Eu n-am impus pe nimeni în o funcție de președinte și nu am demis personal pe aproape nimeni, decât în urma unor rezultate slabe și au prezentat demisiile niște președinți de filiale care au avut rezultate Și slabe. mai este un personaj pe care tot în mandatul dumneavoastră l-am văzut crescând așa ca, eu știu, făt frumos, și anume Florin Vasilică Câțu. Dintr-un Da. umil senator a fost șef de grup, ministru de finanțe, pentru ca apoi să vedem premierul României. Domnul Bucura, aproape toți membrii importanți ai Partidului Național Liberal au crescut în mandatul meu. De ce? Pentru că i-am luat partidul de la 16-17% în opoziție, demoralizat, fără niciun fel de voință și încredere în capacitatea de a câștiga alegerile. Am condus partidul spre victorii, am câștigat alegeri parlamentare, locale, prezidențiale. Parlamentare nu le-am câștigat, nu vreau să intru acum în detalii de ce, și am dus partidul la guvernare. Prima oară am dărâmat guvernul PSD, multhulitul guvern PSD condus de Viorica Dăncilă și am dus partidul la guvernare, iar după alegeri am format o coaliție de guvernare, de centru-dreapta, care a permis Partidului Național Liberal să guverneze, să promoveze în funcții importante, foarte mulți membri ai Partidului Național Liberal. În promovările care le-am făcut, s-au făcut practic promovări în tot Partidul Național Liberal. Nu-i vedeți numai pe unii și nu-i vedeți pe ceilalți. Bun, și acum dacă Florin Câțu nu mai este De acolo, exemplu, acești oameni de care vorbiți. în privința lui Ciucă, na, că ați vorbit de Ciucă. Ciucă a fost ministru apărării în guvernul meu, ministru apărării unde a fost un ministru bun, după aprecierea mea.
Eu, în schimb, nu l-am susținut pe Ciucă ca să fie premier.